Se fac ultimele pregătiri pentru Festivalul Internațional George Enescu. Vor veni 32 dintre cele mai apreciate orchestre la nivel mondial din 14 țări. Accesul în sălile de concerte se va face cu respectarea condițiilor sanitare, iar purtarea măștii va fi obligatorie. 3500 de artiști străini și români vor concerta la acest festival. A 25-a ediție a Festivalului George Enescu e aproape de start. Au fost ore întregi de repetiții și s-au pus la punct ultimele detalii. Înțeleg că este încă această teamă dacă vor veni artiștii, dacă se vor schimba regulile. Îi așteptăm cu programele, așa cum am spus, programele promise. Pe scena de la Sala Radio s-au reunit muzicieni din peste 10 țări. Orchestra Mării Baltice exersează piese celebre la mai multe instrumente muzicale, una dintre ele fiind Simfonia a II-a de George Enescu. Look, for us, you have to start somewhere with new repertoire too, and the Enescu Second Symphony is kind of a challenge for us, but at the same time we embrace it because we wouldn't be normally playing it if we weren't invited to this festival. I find this piece one of the most difficult and the most beautiful pieces. First of all, I love Ateneum. It's amazing concert hall. One of the most beautiful concert halls. Și pentru că suntem încă sub semnul pandemiei, ediția de anul acesta nu vine doar cu surprize, ci și cu reguli pentru toți cei care și-au cumpărat biletul. Distanțarea fizică se va respecta în continuare, însă cei care au achiziționat două bilete pot sta împreună cu un loc liber alături. În toate cele 4 săli de spectacol, purtarea măștii va fi obligatorie, iar accesul la Sala Radio și auditorium se va face pe baza certificatului verde. Biletele se pot în continuare cumpăra de pe site-ul Eventim sau de la Sala Palatului. Concertul Orchestrei Simfonice a Radiodifuziunii din Berlin va fi susținut cu 4 piane pe scena de la Sala Palatului. Festivalul Internațional George Enescu va începe pe 28 august, iar ultima zi de concerte va fi pe 26 septembrie.